Bună ziua! În ultimele zile am avut mai multe întâlniri în teritoriu cu autorități locale, oameni de afaceri, fermieri, salariați și pensionari, cetățeni din mai multe categorii sociale. Am discutat cu oamenii despre realizările guvernului PSD-ALDE, am văzut stadiul implicării proiectelor din fonduri guvernamentale și europene. În același timp am discutat cu oamenii despre așteptările lor. I-am asigurat pe toți cei cu care m-am întâlnit că guvernul PSD-ALDE va continua să implementeze programul de guvernare, indiferent de obstacolele pe care vor să ni le creeze unii. Ținem cont de preocupările oamenilor, ținem cont de dorința de dezvoltare a comunităților locale și în acest sens vom face toate eforturile ca programele pe care liderii locali, programele pe care primarii le-au promis cetățenilor în comunitățile lor să se transforme în realitate. Institutul Național de Statistică a publicat ieri primele rezultate privind activitatea economică din luna martie și trimestrul întâi al acestui an. Aș dori să punctez câteva date care dovedesc faptul că economia României se află pe un trend ascendent și va continua ritmul de creștere ridicat. Cifra de afaceri din industrie s-a majorat în luna martie cu 4,6% față de aceeași lună a anului trecut, ceea ce a făcut ca în trimestrul 1 creșterea acestui indicator relevant pentru sustenabilitatea creșterii economice să fie de 6,6%. În luna martie, câștigul salarial mediu net a depășit 3.000 de lei, iar câștigul salarial mediu brut a depășit 5.000 de lei. Asta înseamnă că românii câștigă în medie cu 13,5% mai mult față de aceeași lună anului trecut și cu 50% mai mult față de luna martie 2016. Este important și faptul că aceste creșteri salariale sunt înregistrate atât în sectorul public cât și în sectorul privat, ceea ce arată că economia merge bine și că măsurile luate de guvern au produs rezultatele așteptate de cetățeni. Creșteri semnificative s-au înregistrat în sectorul construcțiilor, unde salariul minim s-a stabilit conform acordului încheiat între Guvernul României și patronatul în construcții la 3.000 de lei. În acest sector, în primele 3 luni ale acestui an, câștigul mediu net a crescut cu 32,2%. Sunt cifre care arată că românii realizează venituri din ce în ce mai mari ca urmare a aplicării programului de guvernare. Comentariile alarmiste și estimările prăpăstioase ale unor reprezentanți ai opoziției cu privire la evoluția economică a României sunt infirmate atât de cifrele oficiale, cât și de instituțiile cu credibilitate în domeniu. Recent, agenția Fitch a recomandat ratingul de țară și perspectiva stabilă a României, după ce în luna martie o altă agenție de prestigiu, Standard & Poor's, a luat o decizie similară. Sunt confirmări importante în efortul guvernului de asigurare a stabilității macroeconomice cu impact asupra creșterii nivelului de încredere a investitorilor în economia României și competitivității firmelor cu capital românesc. Așa cum am menționat, anul 2019 va fi anul investițiilor, iar importanța acordată de guvernul PSD-ALDE acestei politici se vede în teren, dar și în cifrele reflectate de evoluția economică. Mă bucur să anunț că în cursul acestei dimineți, domnul ministru Eugen Teodorovici, în calitate de ministru interimar al fondurilor europene, a semnat contractul de finanțare a proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj. Beneficiarul proiectului este compania de apă Oltenia. Valoarea totală a proiectului este importantă, de aproape 445 milioane euro,
și va finanța dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată, de care beneficiază mai mult de jumătate din locuitorii județului Dolj. În urma implementării proiectului, peste 270.000 de oameni vor avea apă potabilă de calitate, iar aproape 100.000 de persoane vor beneficia de servicii de canalizare. Vreau să felicit pe această cale toate părțile implicate în realizarea acestui proiect. Semnarea acestui contract va îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor din regiune și este încă o dovadă clară că Guvernul României acordă o atenție deosebită atragerii de fonduri europene în beneficiul românilor. În ședința de astăzi discutăm un act normativ cu beneficii importante pe termen mediu și lung pentru cetățeni, dar și pentru economie. În primul rând, avem în vedere creșterea accesului românilor la produse sănătoase de înaltă calitate, tot mai căutate pe piața alimentară. Vom reduce taxa pe valoare adăugată de la 9% la 5% pentru livrarea acestor categorii de alimente, respectiv produse montane, ecologice, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Prin diminuarea cotei TVA pe întreg lanțul de distribuție, contribuim la reducerea prețului acestor produse și astfel încurajăm oamenii să consume alimente sănătoase. Tot prin acest proiect acordăm facilitatea persoanelor care au obținut în perioada 2015-2017 venituri lunare sub nivelul salariului minim brut pe țară sau venituri anuale sub nivelul a 12 salarii minime brute pe economie să nu plătească decât opțional asigurări sociale de sănătate. Practic, extindem facilitatea aplicată cu 1 ianuarie 2018 și prevăzută în codul fiscal pentru această categorie de contribuabili, anulând obligativitatea de plată a contribuției de asigurări de sănătate. Astfel, vom elimina inechități pentru aproximativ 600.000 de români, pentru că, așa cum am mai spus, guvernul este preocupat ca orice obligație fiscală a contribuabilului să fie proporțională cu veniturile obținute. În același timp, prelungim termenul de acordare a bonificațiilor pentru persoanele care plătesc anticipat contribuțiile de asigurări sociale de sănătate aferente perioadei 2014-2017. Termenul de plată este de 120 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, iar cei care plătesc în 60 de zile vor beneficia de o reducere de 10%. Este o măsură de care vor beneficia aproximativ 1 milion de români. O altă măsură introdusă în actul normativ vine în sprijinul comunităților locale, care vor avea posibilitatea reautorizării tragerilor din împrumuturile acordate din venituri din privatizare. Vom continua astfel să asigurăm finanțarea proiectelor de investiții prioritare pentru cetățeni, respectiv educație, sănătate, apă, canalizare, energie termică și electrică, infrastructură de transport, salubrizare, cultură, sport și tineret, locuințe. Ministrul Finanțelor Publice va explica în detaliu, la finalul ședinței de guvern, aceste măsuri bune pe care le adoptăm în cadrul ședinței de guvern de astăzi. Luăm astăzi o decizie importantă pentru construcția Spitalului Regional de Urgență Iași, un proiect așteptat de cetățenii din această regiune. Aprobăm indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate, pasul premergător depunerii cererii de finanțare la Comisia Europeană. Costul Spitalului Regional de Urgență Iași este estimat la 500 de milioane de euro cu TVA, din care 150 de milioane euro finanțare nerambursabilă.
Spitalul va avea 850 de paturi în regim de spitalizare continuă și 45 de paturi pentru spitalizare de zi și va oferi servicii medicale de înaltă complexitate, inclusiv tehnologie avansată de diagnostic și tratament pentru cetățenii din întreaga regiune. Spitalele regionale reprezintă un punct strategic în programul nostru de guvernare și le vom realiza în pofida criticilor și obstacolelor pe care le ridică adversarii noștri politici. Suntem într-un stadiu avansat și în această vară vom adopta și indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate pentru Spitalul de Urgență de la Cluj, astfel încât și acest obiectiv să aibă o perspectivă certă de finanțare și de realizare. Sunt convinsă că doamna ministru Pintea urmărește îndeaproape aceste proiecte și vreau să o asigur că are tot sprijinul meu. În fiecare județ în care am fost în ultima perioadă, m-am întâlnit cu oameni care lucrează pământul sau dezvoltă mici afaceri în sectorul agricol. Am discutat despre cum poate Guvernul României să sprijine în continuare acest domeniu foarte important. Astăzi venim cu măsuri de îmbunătățire a două programe apreciate de agricultori. Vom crește considerabil sprijinul pentru fermierii care cultivă usturoi de la 1.000 de euro pe hectar la 3.000 de euro pe hectar, așadar o creștere de 300%. Susținem astfel menținerea acestei culturi cu tradiție, precum și înființarea de noi suprafețe care să asigure pe piață produse românești de calitate. De asemenea, pentru producătorii agricoli susținuți prin programul de tomate, vom prelungi cu 2 săptămâni, respectiv până la 15 iunie 2019, termenul de valorificare a producției. Luăm aceste decizii pentru a veni în sprijinul producătorilor, iar în cazul tomatelor, ținem cont de fenomenele meteorologice nefavorabile din această primăvară. Programul de sprijin pentru tomate, cultivate în sere sau solarii, se află în al treilea an de implementare, asigurându-se astfel necesarul de consum intern de tomate de calitate, începând cu luna mai până în luna decembrie. La sfârșitul ședinței de guvern, purtătorul de cuvânt va detalia actele normative pe care le vom adopta în cadrul ședinței de guvern de astăzi.